Sărător, bine ați venit la un nou episod. Suntem acum în continuare. Merge să căutăm băieți răi. Deci, Colegul, hai să tu na. pe Radio 2. Iau acum. Acum, pe la tine mă refeream. Stai un pic Dacă... Radio 2. Stai să văd dacă pot intra. Ba, e că nu pot. Colegul, e un pic am vorbit cu căscuța un pic. Adică, Nu n-ai... funcționează. Nu o vezi sau? Nu, da. Nu, ce? Da. Să... Eu normal că am sunat dus din altă parte, pentru vreo 2-3 zile cam așa și încă nu mi s-a dat căscuță, știi? Da, Na, acum mă scuzați pe mine. ai niște? Am fost repartrizat, dacă am De pronunțat unde? bine. De la București. De la București? Da. De la înghiunfații ăia, nu? Da, mamă, cum mănâncă la gogoș. Nu pot mânca Asta așa, e că și noi mâncăm, dar nu gogoșa, oameni. Acolo, am acolo, înțeles. am fost și eu pe acolo. În Da? București, da, stat acolo. Da, e bun atunci. E păcate să arde lean și când am dus acolo niște pălincă, dacă știi ce zic. Mai am cam O, îmbătat de pe prun sau de toți. care? Da, de prună. Să vezi cum i-am îmbătat pe ăștia. Că ne eram liber, nu în lucru, Doamne ferește. Bă, glumesc. Dar văd că nu se face legalități pe aici, acum, la ora asta. Ieri se făcea. Păi ce ați prins ieri pe aici? N-am prins ieri? Ce ați prins? Cam nimic, sincer să fiu. Ce Vezi că a... mulți, dacă iese prins pe mulți, o să zică, că nu am bani să plătesc amendă, că nu știu ce. Păi și Dacă iese să atunci... nu aibă bani, trimitere la închisoare. Da. Ai codul penal, l-ai învățat sau? Da. Cred. Hai că de la că tu l-ai învățat. Ei, eu l-am învățat. Îl țin în mașină aici pe bordă, dar acum stai eu să învăț cât e acum, câte sunt. Hai, că nu 40, merge, dar 30, na. 30 de O să mașini. vedem. Toate, da, nu stau eu să le învăț pe toate. Țin frumos în bord și când e, mă uit. Hai că da. L-am învățat cu legii, dar Ce o să-mi mai chestie acum. învățați. Trebuie să intre pe aia tineri de... Sper să intre, dacă nu murim de foame. Vedem dacă nu mai după masă, știi ce zic? Da, așa că vine unul în spate, bă, nu pensi. Na, Ok, scan stă la n-am roșu. văzut. Vezi că ăștia cu dubele cam s-a după roșu. Aici? Hai să mergem un pic așa pe aici. Ăștia cu dubere, da. Am învățat să fim noi pe tură și nu prea mai fac Colegul, dar legalități. ce e cu borseta la Fuji? Mă, acolo îmi țin țigările, Pe cum țigările bricheta. nu ți-a zis că trebuie să lași de fumat dacă... Bine, și noi mai scăpăm. Ah, pe acum, nu. Toată lumea mai fumează cât o țigară, știi? Corect, așa la stres mai... Da. Dar voi nu fumați. Eu m-am lăsat și doar la Da. ocazie și frate mi-a fără. Nu, e Hai că bun numai la atunci. ocazie, hai că numai la ocazie, dacă e cum oprim Da, ce... frumos, cum facem o popas direct la țigară, tragi. Tot cu tot că sunt frații tu și nu te spun. Dar sunteți frați amândoi? Da. Mai e bun. Cotor Câți hacker, ani cotor aveți? Hugo. Alex, încă tata. Câți ani aveți? Tu cred că dacă mă mai aude de acolo. Bună Nori. întrebare! Am înțeles. Împreună câți ani aveți? Păi, la ce Păi... te referi cu câți ani? Că... Aia zic. Păi nu, Te în ce mai pun și vârstă stache. aveți? Na. La vârstă, vârstă. Vârsta? Da. Eu... E o vârstă bună. Bună. Ah, ok. Vârstă frumoasă, presupun. Da. Nu-i de ăsta din spate, nu prea Tu vrea ce să vrei? aștepte, a? Ia de părere, așa. Stai, ia te cu că mai dreapta. E deci cu asta. Așa. Oh, cu tare ușor. Cred că oare nu e Bă, da. furoșul. A, ăla cam are geamul, da. E Da, medic. da.
Hai să vedem. Vine la cotația, nu mă fumie să după. Păi și voi de când sunt, de când timp lucrați aici? De când v-ați angajat? Două săptămâni. O săptămână reduceți. Înseamnă că v-ați obișnuit deja cu băieții ăștia mai obraznici, să zic așa. Cam știm așa care sunt. Și la jafuri sau de asta și voi mergeți, nu? Dacă nu ai un grad mai mare, care da, să fie știu, în oraș, știu. Nu poți să te duci. Ah, ok. Bine, și dacă vinde cineva, cum ar fi droguri sau în alta, așa te poți băga sau trebuie să chem pe cineva din... de la... Dacă ai dovezi clare, pentru că individul are droguri sau substanțe legale, mă rog, nu o să te bagi, pentru că nu contează rând. Ah, ok. Credeam că trebuie să chem pe cineva de la serii sau eu știu. A, numai să fii tot timpul cu cineva pe tură, asta e tot. Da. Păi ok, și dacă nu e nimeni pe tură, trebuie să stau în secție, nu? De exact, da, și aia e cea mai plictisitoare parte. E, mai bine, că mai bei... să aștepți lumea să vină. Mai o cafea, mai mănânci un pic, mai... ar fi bine dacă ar fi așa. Da, păi nu tot timpul... Mai avem noi niște camere umane de filmat. Mamă, că sunt scurile. L-ai văzut pe Bogdan? Pe domnul Bogdan? Avea ce puțin 120. Ce asta crea că e roșu? Hai că roșu dacă e. A, mă treci! Aolo. Am vrut, dar dădeam exemplu prost civilul. Da. Ce civil? Ia-te pe civilul ăla, cu geamul fumurii. Lasă-mă. Și așa o să ia statul mașina. Corect. E bun. E prea ieftin acum. No. Cam asta e tura de zi cu zi, ca și polițist deocamdată, până vedem și noi care toată schema, până vine un pic de acțiune. Amă, asta e, să vedem. Eu sper că va fi bine și că poate și rămânem aici, dar nu, vedem. Stai că cau și eu... episodul celălalt pe care l-am filmat ca să pot să scriu. Hai. Vă și eu. Colegu. A, să vedem ce fac băieții. Deci, stai să-mi dau pilot. A, să vezi și eu. A, și de tine. Opa, așa. What? Ce se întâmplă aici, colegi? L-am urmărit în primul. Trăiește, agent. Colegi din mare. Să trăiți, domnul șef. Trăiți. Ce se întâmplă? Ce probleme au băieții? L-am urmărit pe domnul pentru geamuri fumurii. Foarte bine, arde. Bun! Hai că-mi prind și o fază. Hai, parchează acolo. Să mă dau mai așa un pic, că... cred că mi-ai băgat mie mâna în buzunar. Băi, eu cred că-s bine îmbrăcat. Na, să vedem. Păi și câte ore se cere pentru geamuri fumurii? 50-100 de dolari? Cam așa? Na, mie nu mi-apare pe da, acolo nu mi-apare. Colegu? Dar nu, vedem. N-ai fumat timpul serviciu. Păi, ce faci? Eu cam dat un pic. Și care e faza? Dacă vrei să fumezi, te duci tu frumos. 120. Nu când opriți oameni, că ce exemplu sunteți voi? Am dreptate? Foarte bine, hai, am plecat, aveți grijă, da? La revedere. Ardei la sânge. E de la Vităm, e bun. La Vităm? Vrei și tu una? Dacă mă permite să vă raportez, dar cred că era mai. Bă, dar tare încet la omul. Vrei să-ți dau o borsetă? Aveam una aici, bine, hai.
Doamne, știi ceva, m-am oprit, doamne, ăsta cu ochii de axii, freză, lipsi de vacă. Cum-i fac pe așa să te-am pe mâna ta rău? Ce părere aveți, doamne, de acest, de acest seama? Că ne-a trecut pe lângă dumneavoastră și cam nimeni nu prea vedea. Păi și pe față cam văd. Doamne, astea sunt fumurii de mâncare afară. Sunt cam fumurii. Dar și... dar și geantele? Sunt omologate oare? Farurile alea Xenon? Te uiți de Xenon, colegul, sau ce vrei să faci? Mă scuros cum se aude. Se pare mie sau are neoane și ăsta are furii și pe, pe farul? Are și pe spate, ia uite-te. Mam. Full option are, dar le are omologate. Domnul de la ai omologat asta? Să poate vede. Păi eu acum am venit la RAR pentru că fix acum aveam programare, dar văd că m-ați oprit. Și am venit să-mi pun, să facă jantele, că mi le-am cumpărat și am venit aici, că prietenul meu cu platformă e plecat din oraș și am zis să vin repede, că stau aproape și am zis să vin să le omologhez, dar nu am gândit că o să am ghinion să dau peste dumneavoastră. Vă mulțumesc. Hai, mergem. Colegii, de unde s-au grăbit ceilalți? Hai, mă pun în spate. Păi, în față, colegul de acolo. Nu. În față. Pe avari. Avari l-au avut și alea omologate toate sau... Îți curios dacă are și tot pe sport. Bă, 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 așa te-am învățat eu, mă, să conduci. Ușor, mă, ca la toți. Păi așa, pă, ce, ce exemplu dai tu oamenilor? Dacă ne vedea domn comisar, stai cu radarul. Mhm. Unde am venit că nu mai pot să, nu mai pot să plece buletinul. Colegii, dar unde s-au dus și ceilalți? Poftim? Unde s-au plecat ceilalți? În ce grabă, așa. Uite, văd și salvare în față. Cred că la bancă. Na, vede. Care că s-a dat pe stație. Mai nu. Na, ei, ei, un pic ciudat. Happy polițist din fost mafiot. Dar, na, încercăm să ne facem cât de repede treaba. Unde ai dispărut ăla? E că a ieșit din oraș. Nu, no, uite-te spa... În spate domnul șef. Spate domnul șef. Stai-ți? Să cam teleport. Te uiți stânga, te uiți dreapta. Și te poți să mă urmă. Așa, te-am învățat bine. Mă uiți stânga. Ăsta ce viteză are și la școala de șoferi? Nici la roșu nu asta. Mă uiți dreapta și mă poți să fac să mă urmă. Ăla nu tot așa geamul fumurii avea, la care a trecut până lângă noi. Ia uite, ba, un geam. Un far spart, du-te după el. Ia oprește-l puțin. Hai că mai avem încă o acțiune. Acum te lăsăm pe tine, pe tine, pe tine. Vedem cum... O să stai în dreapta și să văd cum... Bună. Bună. Agent tătar Alex, de la Poliția Română. Vă rog frumos să prestați niște acte. Bună, bă. Talonul, permisul... Știți ce mai aveți de oferit, nu? Da, da. Și asigurarea mașinii, dacă vă rog. Stai că... Da! Domnul Francesco Mihail. Da, da.
Bun. Domnul o să vă cer acum și asigurarea. Hai că am. Bun. Domnul Mihail. Da, domnul. Ce faceți cu geamurile astea fumurii? Mai aveți omologate? Cum domnul fumurii? Păi... eu le văd așa cum pic am fumurii. A încercat să ridicați geamul puțin, vă rog, acum vă pe geamul jos. Da, m-am uitat lângă și cam cu acest motiv te-am uitat. Vezi, colegul se leși pentru faptul că mașina e cam busită. Da, da, da. Pe ea, ca lumea. N-a voi uita. Pe domnul de mașină busită e din cauza unui domn cu tirul, a fugit de la locul faptei. Am asta mă demnitează. În ce parte vă îndreptați? Nu știu acum, până la secție vreau să mergem, să-ți facă și prietenul permisul. Ok. Dar tu ai permisul? Hmm? Cere permisul, de unde e? Cere buletin. Hai că este dacă interacționează. Domnul, vă rog frumos să vă dați un pic jos de mașină. Da, domnul, imediat. Ca să vă perfect perchiziționez. Mâinile acolo pe torpedo. Colegul, te poți trage dacă te rog? Da, mă dă-te de la volan. Da, să vedem acolo ce ai. Mm-hmm. Nu ai nimic. Să trăiești, domn comisar? Nu are nimic. Bună ziua. Da, am idei ce am oprit pentru geamul fumurii și pentru faptul că e mașina cam apariat pe partea aceasta. Da, da. Nu-i presta că nu-i spune ce ceva? Colegul? Nu, să trăiesc, mulțumesc. Poți să-i scrie o amendă pentru geamurile ale fumurii. Deja pentru jante, ai niște folii ceva? Pentru jante? Da, da. Nu. Toba? Stai să ne uităm un pic la toba. Da, e topă sport. O ai omologat-o? Tobele nu cred. Mm-hmm. Ok, colegul, trebuie frumos să scrie amendă și pentru tobe. E, vezi că tot trebuie să scrie, colegul. E cazul tău, să zic așa. Și vezi că tobele e posibil să fie de la model, că mi se pare că e modelul R. R? Nu știu, că nu prea cunosc modelul ăsta. Mie mi se pare un pic că tot băgate numai așa de la serie, știi? Vreți să le auziți? No, no, no. Nu mă prea interesează. Stai să mă duc să iau hârtie și să-mi scrie acum amenda. Domnul Verde, ce... ce face? Bun, domn. Poftim? Deci pentru geamurile fumurii, colegul, ai un pic până aici. Așa, te rog frumos. Pentru geamurile fumurii, toba, hai că o trecem cu vederea. Farul spart. Colegul a trecut și pe roșu, nu l-ai văzut? Și asta? Da, da. Stai, că am trecut pe roșu. Cam... stai să calculez cam cât ar fi. Deci cam 3 fapte ai. Hai, toba nu luăm în considerare, fie modelul atâta. Asta e. O să ai de plătit. Ai cu ce să plătești, ai bani la tine. Păi depinde cât e să amenda. Păi... colegul? Da? Haide, te rog, frumos după mine un pic. Să așteptați-ne, domnul, nu plecați. Colegul, cam cât e în total? Deci stai așa, să spui pentru ce are, 2 secunde. Deci geamuri fumurii, toba nu o băgăm, farul spart dreapta, spate, mașina că am lăsat sub podea, nu știu dacă și ai, știi?
Asta e posibil să fie de la mașină cu noi asta. Asta nu prea le poți verifica așa, știi? Ok, geamuri fumurii atunci. Pentru geamuri fumurii între 500 și 650 de lei. Ok, îi dau o 500. Eu zice să-i dai și pentru faptul că e vehiculul avariat, că nu prea are voie să ceri. Cam 5-600 e ok? Da, cât cum? Nu, no, bun, haide că... Haide că mă duc să... Ah, bună seara, bună seara. Poți să vă întreb eu ceva? Nu poți să vorbești cu domnule, vorbești după mine. Aveți cumva... Ok, domnule, veți avea o sumă de 560 de lei amenda. Vă permiteți să o plătiți? Nu, dar poți să mă împrumut la colegul meu. Ok. Atunci am să-ți dau acum hârtia, scriu pe ea și 560 rămâne. Colegul. Domnul, vă permite să plătiți această amendă? Da, colegul, spune. Să vii puțin, trebuie să... Puteți să-i dai lui colegul de acolo. Că e ok, lui. Stai un pic, așteptați. Ce-i aia? Așa, vine, vine puțin mai. Hai, mă încoace. E o chestie altă. Așa, fie. Nu-i da, nu-i da amendă din el, nu? Pentru că se mai... Trebuie să-i rolesc pe scandă, așa că... Da, da. Adică să-ți dea banii direct în interacționează. Da, da. Nu bine atunci. No, bun, domnul. Deci colegul tău va plăti, nu? Da, da. No, da, bun. 560 te va costa. Da, domnule, dar nu la bancă. Că la un ATM. Colegul? Cam trebuie să plece până la bancă, că nu are bani la el. Mergem după el? Da, e ATM-ul, haide, spune-i să merg ATM-ul aici. Bine, domnule, adică mergem aici pe dreapta și după aia puteți să ne întrebăm acolo. Opa, da. Hai, oricum la bună acolo. Ăla n-are nici numere. Tu vezi că n-are numere? E de la mașină, nu cred că ai cum să spun. Nu, înțeles. Bă, ce este 60 pentru prima... Na. Colegul 560. 560 de lei. Colegul, 560 de lei este cam jumătate din salariul tău. Pe oră. Nu, înțeles. Și eu sunt curios la care m-am. Sunt 300 și... Bă, da, ăsta e prost. Trebuie să facă aici dreapta în parcare. Vreau să facă dreapta, da. Păi și avea aici parcare, ATM. Da, așa, să vedem. Să duce la bancă. Nu știu pe unde pleacă, cred că merge pe dincolo. Ceea ce intră... Oricum, în colegul, în mașina asta... A, cum să... A, stai, exact. Polo prinde 3 sferturi din mașină, colegul. Mhm. Au o loci la să ia afară, fata. Noi mai participam și la... La accident, la un accident. Hai, colegul, cobar să iei banii. Cobar, mă, mai repede! Stai, mă, mai încet. Nu, la că e prima zi. Zi. Cât costă? Cam 560. Atât va fi amenda ta. Uitați, domnul, aici e hârtia, comenda. Hai, domnul, dăm banii. Bă, nu știu dacă am făcut bine, dar nu. Vedem, vedem care toată schema. Sper să ne învățăm un alta, deci da. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați de butonul de like, subscribe, suntem pe serverul Tum, România Roleplay, vă aștept și pe voi. V-am pupat, o zi frumoasă, să aveți în continuare, ciao! Și ai grijă pe unde pleci, că te pot prinde. Ciao, ciao!